Deputatul PNL Alexandru Muraru, cel care a sesizat CNCD, susține că Victor Orban a făcut declarațiile controversate de la Tușnad în calitate de persoană privată, nu de oficial străin. Prin urmare, Orban nu ar beneficia de imunitate diplomatică. Extrem de importantă o cauză pilot pentru statul român, care, din punctul meu de vedere, va opri astfel de manifestări în viitor, ca persoane publice din alte state să vină și să folosească România ca un teren de transmitere a unor mesaje rasiste, xenofobe sau extremiste. Parlamentarul a cerut amenda maximă de 100.000 de lei. Consiliul va lua o decizie pe 15 septembrie. Se poate clasa plângerea prin admiterea unei excepții, se poate soluționa pe fond, în care se poate ajunge la concluzia că fapta reprezintă discriminare sau nu. Dacă reprezintă discriminare, poate să aplice o sancțiune contravențională, care începe de la avertisment până la amendă contravențională. În iulie, premierul Ungariei, Victor Orban, a declarat la Băile Tuznad că țările în care se amestecă rasele nu mai sunt națiuni și că maghiarii ar fi o rasă pură. El a criticat și sancțiunile occidentale impuse Rusiei și livrarea de arme Ucrainei pentru apărare. Declarațiile premierului maghiar, care aduc aminte de retorica nazistă privind puritatea raselor, au stârnit critici în presa internațională și reacția mai multor instituții, precum Departamentul American de Stat sau Parlamentul European.